Dorina Florea este în fața întregii țări zilnic de la ora 20, prezentând jurnalul de știri de la TVR1. Însă ea a pășit în televiziune la ETV, unde a fost crainic și moderatorul talk show-ului Terminus. Aș vrea să spun că regret enorm, enorm de mult că nu am putut să fiu prezentă fizic acolo, dar să știți că sunt alături de voi cu sufletul, cu mintea și că îmi doresc să aveți o seară frumoasă și să vă gândiți și voi la mine, în clipele alea minunate pe care știu că le veți petrece cu toții acolo. Ce înseamnă Express TV? Pentru mine, păi, înainte de toate, e locul în care eu am intrat în această lume frumoasă a televiziunii și extrem, extrem de complicată. Este locul în care am crescut cu adevărat, este locul în care am evoluat de a fi un reporter de teren la a prezenta știri și ulterior a gândi și a face emisiuni. Țin minte că prima emisiune pe care am realizat-o acolo s-a chemat Terminus Express, o emisiune pe care am gândit-o cu toții de la zero și care s-a transformat într-un produs extrem de frumos, dacă pot spune așa. Pentru că acolo am simțit în adevăratul sens al cuvântului emoțiile primului live, emoțiile unei emisiuni în care aveam invitați și în care trebuia să abordăm subiecte dintre cele mai variate și în care trebuia să mă autodepășesc de la o zi la alta. Iată că nu mi-aduc aminte, nu că mi-aduc aminte cu drag de primul interviu, de prima știre, de prima emisiune pe care am făcut-o, dar vreau să vă spun că țin minte în detaliu cum au ajuns să prindă viață, ideile noastre frumoase. Îi țin minte pe absolut toți oamenii cu care am lucrat, oameni absolut minunați și de la care am învățat, să știți, și bune și rele. Iar o mulțime de oameni alături de care am râs, alături de care am plâns, de ce nu, pentru că au fost și momente extrem de dificile, alături de care m-am bucurat, am suferit, însă cel mai important, cred eu, ne-am ajutat unii pe alții și am evoluat în viața profesională și nu numai. Pentru că povestea frumoasă de acolo, de la Express, a însemnat mai mult decât să cunoști niște oameni care să te ajute să evoluezi profesional. Sunt oameni care cel puțin mie mi-au marcat existența și care m-au ajutat ulterior, în parcursul profesional, dar și în viața personală. Așa că nu pot decât să vă mulțumesc vouă, pentru că ați făcut ca această frumoasă poveste denumită Express TV să existe, mai important să continue, și să vă mulțumesc că v-ați gândit la mine în aceste momente, că v-ați amintit de mine în aceste clipe frumoase, pentru că eu, să știți, că vă port cu drag în suflet de multă vreme. Aș încheia pentru că nu aș vrea să vă plictisesc și să vă spun că vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, că vă doresc viață lungă și să fiți cel puțin la fel de buni ca și până acum. Și Răzvan Hriscu a pornit de la ETV, aduna știri pentru Gălățenii din postura de redactor. Acum este producător pentru Look TV. Între timp a lucrat la Pro TV, Dolce și Sport.ro. Express TV înseamnă cea mai frumoasă perioadă din presă, este și perioada de început pentru mine. Acolo am învățat cu adevărat ce înseamnă televiziune, presă și să faci jurnalism de calitate. Știm cu toții, toți cei care am trecut pe acolo, că școala Express TV este foarte bună și a arătat rezultatele prin oamenii care au ajuns mai departe sau prin oameni care au rămas acolo și au continuat tradiția jurnalismului bine făcut la Express TV și sper ca și în continuare să mențină ștacheta sus pentru media din Galați. Am semnat speranță, entuziasm, muncă, multe lucruri noi învățate de la oameni mult mai bine pregătiți decât mine. Eu eram abia pe bencile facultății acel mult timp de atunci. Toți sunt oameni minunați, toți cei care au trecut acolo au fost oameni minunați și sper ca să vă înconjurați în continuare de oameni minunați care să facă din Express TV în continuare cea mai bună televiziune din Galați, Brăila, Focșani, de unde. Alexandra Ștefan este PR la Ager Press, însă cariera în mass media și-a conturat-o la ETV, unde a fost cunoscută gălățenilor din Expressul de Weekend.
Wow, SSTV înseamnă foarte multe lucruri pentru mine. Înseamnă prima experiență profesională, înseamnă o echipă de care nu am putut să mă rup nici acum la alt bun după ce am plecat din Galați. A însemnat curaj și, nu știu, o deschidere de orizonturi. Vă felicit din tot sufletul și sunt mândră că aveți, sau nu știu, avem cumva această continuitate. Mă simt foarte bine alături de echipa Express și mă bucur cu fiecare an care trece și în care rezistați și vă faceți treaba, așa cum știu eu, foarte, foarte bine. Deci la mulți ani și să ne auzim și la următoarele aniversări. Un alt redactor a plecat de la ETV și a ajuns la București în funcție de șef de departament la România TV. Este vorba despre Simona Passat, fost redactor al televiziunii gălățene. Express TV a fost grădinița și școala generală a profesiei mele. Am avut norocul să dau peste o echipă minunată exact în momentul în care aveam cea mai mare nevoie, adică în momentul în care eram un fruct necopt și aveam nevoie să înțeleg ce se întâmplă în domeniul ăsta și cu ce se mănâncă tot jurnalismul ăsta. Și am avut norocul să dau peste unul minunat ca Negoiță Cătălin, care a putut să fie în același timp și dascăl, și șef, și prieten, cum puțin poate reușesc, și care a avut încredere în mine și a avut răbdare, și nu doar el, ci toți colegii care erau la vremea aceea. Pentru că mi-aduc aminte, prima experiența mea a fost cu Otilia, se numea colega de atunci. Eu trebuia doar să merg cu ea să urmăresc cum se face o știre și am ajuns la morga spitalului județean și m-am speriat teribil și mi-am imaginat că așa o să fie tot parcursul, dar nu a fost atât de dur. A fost doar o lecție de la ea, dar care mi-a prins bine, pentru că mi-a arătat că poate fi și foarte dură meseria asta. Iar pe parcurs, toți oamenii ăștia au avut răbdare cu mine ca eu să mă dezvolt. Și slavă Domnului că m-am dezvoltat, pentru că acum am ajuns să pot coordona în cele mai grele unei televiziuni naționale, să am foarte multe responsabilități, să trebuiască să stabilesc exact ce și ce nu e subiect, cum se pachetează orice știre primită. Îi urez mulți, mulți ani, la fel de tine, cum au fost ăștia, pentru că Expressul nu a îmbătrânit, echipa Express întinerește întotdeauna și îi doresc să aibă întotdeauna încredere în oamenii ăștia tineri care au nevoie de o șansă pe care puțin patroni din media le-o acordă, pentru că toată lumea caută oamenii cu experiență, dar sunt puțin cei care au răbdare cu oamenii care nu au, dar îi doresc foarte mult să lucreze în domeniu. Și eu am avut norocul să primesc șansa asta și sunt puțin cei care au norocul să facă exact ceea ce le place în viață. Iar eu mă număr printre norocoși datorită lui Cătălin Negoiță. Radu Cimpoeșu este un alt produs al televiziunii gălățene. În prezent, Radu este director al departamentului promo la Antena 1. La ETV, el a fost redactor. Întâi de toate aș vrea să îi mulțumesc Expressului pentru anii frumoși pe care mi-a oferit. Din cei 16 ani de existență, eu v-am fost alături în primii 5 și toate realizările noastre din anii aceia au reprezentat o bază solidă pentru tot ce eu am făcut mai târziu. Zilele astea, când toată lumea discută despre libertatea presei, urarea mea este să vă bucurați mereu de libertate de opinie. Așa cum pentru un om sănătatea e cea mai importantă și restul se câștigă, pentru o televiziune cea mai importantă e libertatea. Restul se obțin prin ambiție și muncă. La mulți ani Cătălin, Gabi, Virgil și celor care acum reprezintă echipa Express. La mulți ani Express TV!